gamers and friends, welcome to a historic moment. Lumini, peste 200 de drone, artificii, muzică. Toate au creat un spectacol grandios pe cer și pe Palatul Culturii din Iași. Un moment mult așteptat de cei 700 de jucători veniți din 120 de țări, dar și de miile de persoane care au fost prezente la deschiderea oficială a campionatului mondial de e-sports, care are loc în aceste zile în capitala Moldovei. I'm feeling excited. This is my first time here in Romania, in Iași. Beautiful country, beautiful people, amazing food. It's a great opportunity for many people, especially I'm from Mauritius, very small country. Din estimările noastre sunt peste 8.000 de oameni, mult peste așteptări. Spectacolul copleșitor. Ne-am bucurat astăzi de cel mai mare număr de drone apărute la un spectacol pe cerul României. Peste 30.000 de jucători din lume au muncit pentru a se califica la acest campionat mondial. Doar 700 dintre ei au ajuns în acest punct, marea finală, unde sunt puse la bătaie premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Portugal! Un eveniment foarte frumos, fascinant. Ne-a plăcut foarte mult jocurile și imaginația cu drone. A fost un spectacol inedit pentru ea și mă bucur foarte mult că reușim să asistăm la un astfel de eveniment în orașul nostru. Am venit un pic mai devreme, credeam că vom vedea ceva din jocurile care se întâmplă în culise și ne tot plimbăm pe aici de la ora așa 19. A fost emoționant. Pe mine mă emoționează evenimentele astea de nivel mondial și când văd atâtea țări la oaltă și show-ul mi s-a părut, nu știu, mult peste ce mă așteptam să văd la Iași vreodată. Am avut o problemă și nu prea puteam să ajung, dar am făcut-o posibilul să văd acest show pentru că mi s-a părut once in a lifetime. Campionatul mondial de e-sports este la 15-a ediție. În ultimele 3 zile, pe 1, 2 și 3 septembrie, în fața Palatului Culturii, vor urca pe scenă artiști din țară și din străinătate. Cap de afiș este Armin van Buuren. Este cel mai mare eveniment făcut în România din toate timpurilor. Toată lumea vorbește de Iași. Sunt foarte mândru să aduc în țara unde m-am născut eu acest campionat. Acest campionat mondial care va zgudui lumea completă și va pune Iași pe hartă ca capitala e-sportului. E o oportunitate foarte mare pentru noi să ne cunoască lumea. Nu sunt doar sportivi, sunt și reprezentanți ai statelor. Unul dintre moștenitorii regatului Iordaniei, de asemenea o să vină și din Arabia Saudită, unul dintre moștenitori. Noi credem că e o oportunitate importantă pentru România, să vadă ce țară frumoasă este pe partea de est a Europei. Industria de gaming crește de la un an la altul. În 2022, de exemplu, în București existau 110 companii de jocuri video, în Cluj-Napoca 38, iar în Iași 12. Împreună, aceste 160 de firme au generat venituri de peste 300 de milioane de dolari. În lume sunt mai mult de 3 miliarde de oameni care practică jocurile video.